Medicul oncolog Mariana Găvănescu a înaintat o cerere de pensionare conducerii spitalului unde profesa. În momentul de față, Găvănescu se află în concediu medical. Însă, după terminarea acestei perioade, nu se va mai întoarce pe secția de oncologie. Mariana Găvănescu, alături de alți medici, sunt acuzați de înșelăciune, abuz în serviciu, conflict de interese, fals intelectual, complicitate la uz de fals și fals în declarații. După perchezițiile care au avut loc la începutul acestei luni, două cadre medicale vizate de oamenii legii au solicitat concediu. Mai mult, unul dintre cadrele medicale, șefa secției de oncologie, Mariana Găvănescu, a înaintat conducerii Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu o cerere de pensionare. Doamna doctor Găvănescu și-a înaintat o cerere de pensionare. Dumnezeu îndeplinește condițiile de pensionare, astfel încât după terminarea, după efectuarea concediului de odihnă, dumneiei se va pensiona. Au fost numeroase speculații, conform cărora cele două cadre medicale cercetate în dosar ar fi primit de la magistrați interdicția de a profesa până la finalizarea anchetei. Conducerea unității medicale nu confirmă acest fapt, pe motiv că nu a primit o notificare oficială în acest sens. Oficial nu am primit nimic, din câte am auzit doar... De pe la colegii dumneavoastră, ar fi fost postat pe site-ul parchetului de pe Înalta Curte un comunicat de presă în acest sens, dar eu nu l-am citit, așadar nu pot să spun cu certitudine, n-am nicio informație oficială despre acest lucru. Tătaru a mai declarat că a înaintat deja o cerere la Ministerul Sănătății pentru a se rezolva deficiențele din secția de oncologie. În prezent, toate responsabilitățile secției au rămas pe umerii unui singur medic. Asta după ce cele două cadre medicale acuzate de mai multe infracțiuni au solicitat concediu. Conducerea unității a apelat la un medic rezident pentru a acoperi gărzile de pe secție, fiind o misiune imposibilă de dus de un singur om.